Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din SafeTech Ages. Așa ca și în episodul trecut, tot la produs de piele mă găsiți, pentru că na, cam asta e activitatea esențială din era asta. Din era următoare, care nu știu exact când o să vină, o să se schimbe un pic cu treburile. Ei bine, sincer să fiu, episodul ăsta aș fi vrut să-l fi pornit de vreo 2 ore, la modul să mă fi apucat să-l fi filmat, și cum le face că mă apuc cu o zi întreagă înainte ca episodul să apară, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult. Aveam un plan chiar să mă fi apucat cum ar veni cu 2 zile înainte, pentru că ziua de astăzi cum ar veni, de fapt nu ziua de ieri cum ar veni, în care a apărut Inside, deja aveam episodul filmat de extrem de mult timp, așa că n-a mai fost așa de mult chin pentru mine în ziua respectivă, încât să stau să filmez sau să pregătesc bine spus un episod atât de lung. Acum problema e alta, faptul că episodul respectiv de Inside de ieri a întârziat destul de mult, cel fiindcă din păcate YouTube-ul nu vrea să-l proceseze odată, nu vrea să-mi dea undă verde că e 1080p și o să am răbdare cât mai am, dar în momentul față e 4.5, dacă până la 5 nu e gata, pur și simplu, asta este, îmi pare rău, s-o procesa pe parcurs ce e uploadat, e publicat, nu uploadat. În orice caz, mare chef ce am eu de SafeTech Ages, măcar acum la început, că cu cât avansăm mai mult în mod tech, nu o să mai fie așa de mult chef, vă asigur. Deci, în mare parte, am stat eu și m-am gândit, a rămas din episodul trecut ce am făcut, că nici nu mai știu, am folosit noi puterea animală, că de câte ori m-am repetat cu respectivul termen, și după ce am terminat chestia asta, m-am pus eu la treabă, m-am pus pe drum, m-am dus înspre direcția aia, pentru că am realizat că nu am avut partea asta filmată. Din momentul în care am spus la un moment dat că pusesem pauza pe filmarea pe pauză la un moment dat, aparent a fost de dinainte cu mult. Deci eu făcusem și o parte, gândiți-vă așa, făcusem și o parte, eram aici, ziceam că vreau să mă duc în nu știu care direcție și până la urmă mi-am dus în direcția aia. Și ziceam eu un alt amănunt, deci de nou, asta e a treia oră când repet chestia asta, că vreau să fie imortalizată cumva. În mod pe costa, ca să vă dați seama, e un picuț cam greu să te orientezi. Până când s-a făcut eu rost în episodul trecut de atlasul ăsta, mi era cam greu, adică pur și simplu după ce puteam să mă orientez, sunt doar amintirile mele după ce recunosc eu pe aici și pot să-mi amintesc că am văzut, sau după punctele cardinale. Fiindcă știu oarece, ai zice că te ghidezi după coordonate. N-avem coordonate în era asta. Așa de primitivi suntem. Bun, acum că pot și eu să fiu fericit că am spus și eu asta odată, pentru că din nou zic, am spus-o și în episodul trecut, am spus-o și în primul episod, doar că atunci mi-a plăcut cum a ieșit și am dat-o cu totul. Deci asta am făcut în episodul trecut și rămăsese la finalul episodului că o să mergem noi înspre nu știu care direcție, hai să vedem de curiozitate, în ce direcție ar fi, spre exemplu, Darkland Forest. Cumva în direcția aia, adică ar veni vestul, înspre nord-vest cumva. Deci asta a rămas la finalul episodului trecut. Sincer să fiu, aș mai zice eu că ar mai fi maxim 3 episoade în era asta, dacă mă lălă eu și fac episoadele mai scurte. Dar sincer nu știu ce să zic, fiindcă știu oarece, ca să vă dați seama, am vrut aseară să mă pus să filmez, am pierdut o grămadă de timp, am mai farmat, am tăiat, am mai caut un cuvânt și nu-mi vine, așa că o să folosesc altceva. Am eradicat cu totul încă o parte aici din pădure, realizasem eu că aș vrea să-mi fac eu un upgrade la pantofii și 3000 de piele. Mai exact, ăsta, upgrade-ul ăsta, care eu credeam că buții ăștia sunt abia în era următoare, dar pare să că nu. E o singură problemă. Dintre toate materialele astea, ne lipsește un singur lucru. Și culmea că sunt penele, doar că nu sunt pene normale, e bundle of feathers. Pentru că mi-au luat țeapă la treaba asta. Am pornit aseară filmarea, ziceam că filmez așa o bucată înainte să mă fi culcat, filmez o bucată și după aia o văd eu cum o alipesc mâine cum ar veni pentru episodul următor. M-am uitat, prima dată mi-a luat țeapă, când am văzut că e bundle of feathers, n-aveam pene. M-am dus pe la mama naibii, am luat penele de acolo, de lângă village-ul ăla, am luat penele. Am luat găinile, mi-am făcut coleașa și o fermă, îmi pusesem 4 găini, le-am mai mulțit, acum ar trebui să fie 6 găini, cu 9 hopere sub ele plus încă una aici 10, înspre chestul ăsta, 9 pene, 9 ouă, să se strângă acolo și între timp. Asta odată. După ce mi-am luat țeapa cu bundle of feathers, am zis că aici e string, dar dacă vă uitați voi, în centru e puțin diferit de culoare, pentru că e hemp fibers, nu e string propriu zis. Și venisem eu, mă dusesem la crafting table-ul meu, dădeam acolo așa cu piatră și vedeam, bă, dar nu se întâmplă nimic. M-am uitat de 3 ori, bă, n-am pus bine, e ceva. Și după aia mă uit, mă, dar poate e string-ul diferit. O fi bundle of string, e string mai gros și când colo că văd e hemp fibers. În momentul ăla mi-a picat fața, am stat încă 10 minute cu speranța că vreau și o să mă culc cu gândul împăcat că vezi, Doamne, am făcut și eu ceva productiv pentru mâine. Încolo,
nici nu mai zic. Și de asta, în principal, astăzi avem un plan altceva, cu totul și totul altceva, dar cred eu, dacă e posibil să fac ce am în plan, să facem complet altceva. Mai exact, ziceam că o să mergem poate puțin pe ramura asta și să facem rost neapărat de Dark Gem-ul ăsta din Abyssal Craft, dar ziceam că poate ne jucăm un picuț aici cu încă ceva din totemit. Parcă n-aș vrea să mai fac asta astăzi și cred că o să facem data viitoare. Astăzi parcă aș vrea să-mi fac eu buția aia foarte șmecher, ca să vede, o să vedeți exact de ce sunt ei așa de șmecher. Bine, eu sper să fie buții la care mă gândesc eu, că dacă nu, așa că lăsând deoparte pălăvrăgeala, care ar trebui să fie questurile următoare. The wheels on the bus zice să craftez eu o roată. Din fericire mi-am băgat eu la favorite aici câteva dintre ele. 4 bețe, un plank și apoi avec. Hai că vedem după aia. Zi-mi, te rog eu mult că nu. Nu. Bine, de fapt, dacă e, oricum nu o să-l craftăm eventual, pentru că asta... Bine, asta este, nu o să-l craftăm în episodul ăsta, pentru că nu vreau să mă duc încă la pădurea de Dark Forest, sau poate mă duc să iau doar un sapling, mă mai gândesc. Don't watch. Avem roata. Mai departe, ne pune să facem un gear. Gearul ăsta care se face cu dinți de re... Nu, de ce trebuie să fie buffalo teeth? Buffalo tooth. Da, n-am luat în calcul până în punctul ăsta. Nu putea să fie dinți de rechin? Și în cazul ăsta, dinții de rechin la ce să folosesc? Da, bine, mulțumesc, m-ați ajutat maxim. Ok, deci mi-a tăiat cu totul macaroana. Și în cazul ăsta, nu știu, ne jucăm astăzi cu totemic, presupun. Că altceva n-avem ce face. Deci prima dată hai să ne uităm, hai să luăm cartea din totemic, pentru că și în episodul 2, când am început să ne jucăm noi cu totemic, nici măcar n-am dus la capăt ideea cu cartea din totemic. Nu ne-am uitat niciun pic peste ea, pentru că știam deja ce fac fiecare dintre totemurile astea. Deci achievement-ul ăsta ne zice în felul următor. Craftează un rattle, un flaut și o tobă de care o să ai nevoie pentru ceremoniile din totemic. Acest achievement îți va da ție totempedia, deci de-abia aici îți dă de un totempedia. Nu contează, mi-am dat eu seama de ceva între timp. Consultă cartea pentru a îndeplini, nu știu cum se spune, perform, chiar îmi scapă total. În român avem termenul de performa, dar nu vreau să folosesc performa, dar nu știu, chiar îmi scapă respectivul termen. În orice caz, pentru a performa ceremonii din modul totemic și alte informații. Ok, deci trebuie să căutăm noi totemic să vedem exact ce trebuie pentru astea trei lucruri. Deci a zis o dată la mână wind chime, totemist drum și un flaut, a spus. Ca să vă dați seama, mi-a repetat acum pentru că au cam trecut deja vreo 2 ore de la ultima bucată când am filmat. Bun, cum se face toba? 6 plencuri, o piele. Un flaut care se face din orice fel de iarbă. Rattle, adică ăsta? Ăsta. Jingles, 3 oase, 2, ok. Și oare jingles ăștia sunt zurgălăi gen? Clopoței? Sau ceva de genul, evident că nu era în vremea aia, nu existau în vremea aia clopoței care avem noi în ziua de azi. Și acum mi-a dat și mie carte din totemic. Uite, bine, de asta mă uitasem eu la Nenea Sky și vedeam că are 2 cărți de totemic, adică știam că a făcut el una manual. Și după aia vedeam dacă are 2 și mă întrebam, bă, de ce are 2? Și uite acum am aflat de ce. Păi bun, am făcut achievement-ul ăsta. Mai departe, avem varianta să facem noi un ritual pentru a ne înmulți animalele mult mai bine. Hai să facem chestia asta pe post de demonstrație prima și prima dată. When the rite of spring is performed. Ok, deci trebuie să mă uit după ceva numit rite of spring. Ceremonii, rite of spring, cu flautul și cu toba. Hai să mai facem o chestie, pentru că să văd aici câteva mai multe iteme care ar putea să fie folosite în respectivele ceremonii. Mai avem și o fustiță, aolo, cât de mulți zurgălăi. Ăla e. Și avem și fustița. Și aș mai putea să mai folosesc altceva. Mai sincer, eu cred că nimic. Cred că astea sunt absolut toate care ar putea să-mi fie de folos. Mă, hai să sperăm că o să meargă. Nu știu, eu am citit un pic și care erau problemele de ce nu mergea. Aparent ca un ritual să meargă odată la mână, ai nevoie de un totem base ca aparent ritualul să poată să meargă. Abia apoi țin shift, am lovit o dată, deci am dat o dată cu flautul, shift click dreapta, îl avem în mâna stângă, și apoi dăm o dată shift click dreapta pe toba. Ritualul respectiv o să înceapă, dacă ne uităm noi acolo așa, are un anume timp și trebuie să avem un anume ritm, să tot batem din una în alt, nu știu ce, o să audă mouse-ul ca naiba, îmi pare rău și tastatura la fel. Ar trebui probabil eu să le dau pământ, să mă dau eu pământ cu totul în filmarea asta. Și a început în teorie acum ritualul respectiv
Și ar trebui eu cumva să le arunc ăstora pe jos. Dar nu știu dacă cred că am făcut aceeași greșeală de fiecare dată. Deci shift click de data cu ăsta, shift click, așa mă. Gata. Și acum vedem noi timpul respectiv cum așa, animalele de până în jur se înmulțesc mult mai eficient și că sau ceva, nu știu exact ce ar trebui să însemne asta. Și ar trebui ele să mănânce de mâncare. Nu, 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 luați de aici. Luați de aici, nu de la mine. Hai că mai e timp, mai e timp, înmulțiți-vă. Aleluia, mă, nu știam eu ce are, mă, deci nu, muream cu zile, nu știam ce, doamne iartă, mă avea de nu merge. Mamă, câte puține vași mai am. Mai luați-mă de aici și stai să vă mai fac o dată ritualul vieții. Ca să înțeleagă de ce nebă mă mișc stânga-dreapta, pentru că am fust asta pe mine și până și asta produce sunet. Dar nu cred că mai vor animalele, mă. Mă, iară, mă. Da, uite, iară. Iar începe să întunece un picuț, se vede? Parcă pare așa mai întunecat față de, din zona asta unde am eu torțe. De ce? Și nu se face noapte. Soarele e pe cer. E eclipsă. Dar deci, nu știu cât de best s-a făcut. Deci să mor de înțeleg. Gata, a trecut? A trecut. Se face înapoi lumină. Nu înțeleg. Acum că am făcut și achievement-ul ăsta, ar trebui aici, pe ramura asta. Buffalo provide valuable resources. Buffalo sunt ceva de genul bizoni sau ceva, nu știu dacă pot să îi numesc chiar așa. Bizonii pot să producă resurse foarte valoroase pentru vânători. Folosind ceremoniile din totemic, spawnează-i, colectează-le pielea și dinții. Și asta în principal trebuie să-și facem noi acum, să facem un ritual pentru a obține respectivii bizoni. Păi na, hai să vedem în ce constă summonarea acestor creaturi numite Buffalo. Îmi dau și o seama foarte ușor pe aici, am Buffalo Dance. Probabil ăsta e. Aceste beștii obișnuiau să umble pe pământ în cire de mari, pot să spun, dar au fost misterios rase de pe fața pământului, probabil că nu știu exact cum să spun, wiped out, chiar nu vine acum, înainte ca tu să vii măcar în lumea asta. Dar speranța nu este pierdută, acest ritual, mă rog, această ceremonie este capabilă să dea destul putere unei vaci ca să o transforme într-un bizon. La început vor avea doar o parte din puterea lor, dar în timp vor ajunge la puterea lor maximă. Și că e nevoie de tobă și de aceste wind chimes. Ok, hai să vedem. Deci cum am spus că fac, cum am spus că se fac wind chimes. 3 bețe, 2 string, ok, e de muncă. Să fac eu unul, să fac mai multe? Fă doar unul momentan. Bun, doar că treaba stă în felul următor. Până să pornim noi ritualul, trebuie să-mi fac și un țarc special făcut pentru bizonii ăștia, fiindcă nu prea aș vrea să-i pun la oaltă cu vacile. Mă, se simte cumva să știi că e o pauză de undeva cam de 2 ore între bucățile de filmare și uiți pur și simplu ce ai făcut ultima dată. Înainte să facem Buffalo Dance, aș vrea să facem altceva mai exact. Nu știu ce, pe aici o să-mi producă mie un Pan's Flute, dacă folosesc respectivul fluier normal, mă rog, flaut. Și respectivul flaut zice că are o altfel de melodie, sau mai bine spus, e mult mai melodios și e mult mai eficient. Pe lângă asta poate să atragă villagerii și animalele de prin jur după tine. Bine, hai să vedem. Deci a spus, de cine mă duc acolo, oricum nu trebuie să mă duc acolo. În principal, hai să vedem dacă sunt eu în stare, fusta pe mine. Deci, flaut, ăsta așa, și acum... Stai. Mama naibii de ritual cât a putut să dureze, fratele meu, mamă, deci cât de greu eu să-mi strig mouse-ul cu chestia asta. Fiindcă un lucru care nu l-am spus e faptul că, și un lucru care nu știam, auzisem de faptul că la un moment dat nu se mai produc respectivele instrumente muzicale, progresie pentru ritualuri respective. Și nu înțelegeam de ce. E bine, scrie în carte la ritualuri, dacă ne ducem noi în spate aici, aici, nu mai știu exact, performing ceremonies, nu știu unde spun exact că e o limită exact cam cât de multe sunete poate accepta un pilon de genul ăsta, un totem based de genul ăsta, pentru a face un ritual. Și la modul ăla, în momentul în care nu mai acceptă respectivele sunete, scoate așa niște particule de funk, m-ar veni. Ok, în sfârșit îl avem și pe ăsta acum, așa, acum chemăm animalele după noi sau ceva. Bun, l-am vrut pe ăsta, Buffalo Dance, cum ne-a să face și ăla? Cu toba și cu wind chime, wind chimes, cum ne-a să numește. Dăm tobele în compana mea, mi-am făcut și 3 tobe cu speranța că poate nimerez mai bine, dar de unde? Bun, și vreau în felul următor. O vacă aici și încă o vacă aici. Haide, haide, haide. Ăla e, mă, primii noștri bizoni.
finally, cât chin. Bun, 6 bizoni, atâta nu mai vreau. Mi-a ajuns pur și simplu până peste cap. La cât m-am plimbat și am dat, mă dor degetele în pana mea deja. A, și uite, acum mi-am amintit ce era în bucatea de filmare, gen când terminasem, eu vreau să fie terminat la modul de la tranziția asta la tranziția asta și gen vreau să fie arătat că am făcut două țarcuri, că eu n-am mai specificat că am făcut și două țarcuri, adică am pus aici pentru bizon și în partea asta pentru porci. Aș putea, spre exemplu, să vin cu grâu în teorie și pot să le dau eu boost să crească mai rapid, în teorie. Dă-i să crească. I-am dat 22 și n-a crescut. Suntem așa, dă-mi o tobă și fii atent că mergem acolo așa la ritualul vieții, la ritualul unde. Mergem la prostia mea de fermă de grâu și facem tot să crească. Fii atent să vezi cum cresc toate, cum sard în pământ. Am zis că e ăsta. Se face cu wind chime și cu flaut. Oh, stai că a crescut bizonul. Nenea bizonul, stai așa. Că vreau să te mai mulțim, dar prima dată să ai și o pereche. Wind chimes. A, nu, stai că n-am un totem base. Da. Scuze. Așa, hai, crește-ți mâncamieți. Hai cu grâu. Și pe scurt, acum le aplică un efect de bone meal absolut toate din zona asta. Destul de eficient, după cum se poate vedea. Și e un anumit timp. Dă grâu, că la cât m-am chinit pentru el, i-am stricat mouse-ul să mor eu, cât am făcut două stacuri de grâu. Pe care să-l creștem, hai pe la de acolo. Bun, între timp am eu o mică problemă acum, deci am făcut, cum se numește, am făcut tot până aici, acum o să facem rost și de achievement-ul ăsta, urmează să facem rost și de achievement-ul ăsta, vreau să-l batem noi pe Bicoc astăzi, oricum nu prea am foarte mult pe episod, dar cred că o să încercăm să-l batem și pe Bicoc astăzi, deci fii atent, tu, am perechere, și ce mai îmi doresc eu acum e tomahawk-ul. Ta-dam! Și am făcut și achievement-ul. Bun! Asta era interesul. O să mai stau eu oricum off-camera să mai fac o chestie, dar să încerc să fac rost acum că parcă... Dar nu, clar nu vreau să mă bag și la milestone-ul ăla ca să pot să-mi fac buții astăzi pentru că o să mă întind mult prea mult. Evident, eu tot probabil o să joc astăzi până fac respectivii buți, dar nu pe episodul ăsta, e clar. A, și pe lângă asta, pare să că n-am specificat totuși până acum. Înainte, cred eu că era ori dintr-un mod sau un mod complet separat care făcea chestia asta, animalele când erau omorâte, fugeau, mă rog, când erau omorâte. Când dădeai în animale, restul de prin jurul lor fugeau, indiferent ce fel de animale erau. Dacă dădeam într-o vacă, fugeau toate vacile, oile, fugeau și aia, erau pur și simplu, făceau pe nebunii. Dar văd că nu mai e respectivul mod. Sunt curios ce a făcut, să-l scoată sau în sine mecanica dintr-un anume mod, pentru că nu știu exact ce mod făcea chestia asta. A făcut să scoată respectiva mecanică. Dacă stai eu să mă gândesc și până la urmă vreau să fac și achievement-ul ăsta pe episodul de azi, invocă-l pe boss-ul Bicoc prin ceremonia din modul totemic și înfrânge-l pentru a-i obține puternicul arc și a debloca abilitatea de combat la distanță mai devreme. Și mă tentez să fac chestia asta că până la urmă cam ăsta e challenge-ul din totemic, dacă nu mă înșel eu. Și unde naiba aveam eu ăsta? E o ceremonie pentru a-l invoca spiritul cute drept Bicoc. Nu încerca ceremonia asta până nu ești echipat foarte bine de combat. Bicoc e un spirit rău ce apare sub forma unui schelet. Neoprit vânează războinici. E maestru cu arcul, atacând cu săgeți invizibile, cică. Când o să-l înfrângi pe Bicoc, o să iei arcul. Fiecare săgeată trasă cu arcul lui Bicoc este vizibilă doar pentru cine a tras-o. Și avem noi nevoie de un Eagle's Bone Whisper și de un Wind Chime. Problema vine aici, pentru că mai există încă un instrument muzical din totemic, ceea ce se face cu un os de vultur pleșuv, cam așa ar fi Eagle, și o pană de vultur. Și la fel ca și, cum se numesc, bizonii, vulturii ăștia se obțin făcând la fel un ritual, mai exact Eagle Dance. Ideea e că pentru a obține respectivii vulturi trebuie să transformi o anume pasăre. Mobul ăla e papagalul și n-am văzut niciun papagal până acum. M-am plimbat un picuț în jurul casei, ziceam că poate îl găsesc repede. Nope. Trebuie să mă plimb un picuț parese și o să dureze ceva. Așa că nu o să aibă rost să mă mai plimb eu acum să țin filmarea pornită și presupun că o să încerc să-l găsesc. Dacă nu,
presupun că o să pice planul ăsta până apare episodul, habar n-am ce să spun. Cu ocazia asta poate mai găsesc și ceva mai mult lupi, pentru că acum, sincer să fiu, cred că vreau cât mai mulți lupi de genul sălbatici, nu wild dog, fiindcă vreau să-mi fac și o armură. Cred că l-ar fi endgame-ul pentru epoca asta. Cred, nu sunt sigur. Mă, o pasăre am găsit. Dar nu aia care trebuie. Nici nu știam că există în puii mei. Bine, dacă îmi stau să mă gândesc un picuț, cred că am mai văzut undeva, cred că am mai văzut una odată, nu eu personal, dar am mai văzut. Și cred că știam că există. N-are sunete, din păcate. Ce-ți dau de mâncare? Tu ce mănânci? Iauzi! Ia câte vreau păpuz de animal. Ce-ți dau, carne? Ce, doamne, ar trebui semințe? Ce pana? Bă, deci nu-mi vine să cred, chiar am găsit. Îmi pierduse în speranțele, deci pur și simplu îmi pierduse în speranțele. Acum totuși sunt oleagă cam panic, fiindcă știu că văzusem un urs mare prin zona asta. Mă, dar uite câți papagali sunt! O, mamă, ce latră ăștia, bă! Na, uite de asta. Bravo, tata. Hai la mine. Și vină mai deoparte, încoa, că o să avem treabă. Nu, vină încoa, vină încoa. Hai la mine, așa. Nu, stai că am văzut ceva și nu vreau. Hai la mine. Nu, mă, vină încoa. Stai că oricum să te deportezi mai încoaci. Am văzut ceva ce nu vreau să fiu până preajmă. Nici în ruptul capului. E ceva foarte, foarte avansat pentru noi și nu prea aș vrea să declanșez momentan. Mitica, stai că m-a luat și pe mine. Mi-a luat și un câine între timp. Și nu întrebați unde a venit asta, pur și simplu din obișnuință, deci... Țar capul tău, ce-am auzit un fuzic, bă, date-s, mamă. De ce imiți sunete de creeper, fi țar capul al tău? Mamă, nu mi-am luat... Bă, și-am și zis să mi le iau de acasă, mă, Păi fii atent, facem în felul următor. Hai să încercăm și pe tine. Ai vrut? Hai să încerc să mă întorc cu voi doi acasă. Dar totuși, și să punem noi aici un waypoint. Papagali. Bun, hai acasă. Sau să încerc să mă întorc spre acasă. Hai că printr-o minune am ajuns acasă și fix când s-a făcut noapte. Ei, de fapt nu stai, vină cu am. Sopi un pic, stai tu jos. O să avem niște treabă cu tine acum. Pune fusta. De așa. Și acum ține-te tare. Hai de capul meu, mamă, ce m-am urât asta. Vai, leu. Bă, pe tine, cu tine, cum te domesticesc, e întrebarea mea. Că parcă aveam o variantă. Any kind of raw fish. Stai așa. Mă, dacă nici din astea nu merge. Aia, bă. Vultur plușuf, dă-te-mă jos de acolo. Bă, îmi pare rău, asta este, așa mori. Zic că mi-a dat. Bun, două pene și încă un os. Dă-mi cu adă-mi flautul ăla, dă-mi mama naibii. Finally. Bun, și abia acum o să pot să mă pun să fac și ritualul pentru am știut acum naiba-l cheamă, Bycock. În legătură cu cam, nu știu, ultimele 6 minute din video, îmi pare rău pentru calitatea audio, nu la modul că sau de prost, dar pur și simplu volumul prea încet, eu vorbeam prea așa, eram prea mult de oboseală. O să încerc să repar cât de cât, dar nu știu cât de bine o să fac chestia asta. Deci am spus noi cum ne-am jucat pe tot parcursul episodului cu Totemic, ar mai fi un singur lucru ca să terminăm oficial cu Totemic pe era asta, mai exact să ne jucăm noi cu achievementul ăsta, să-l spawnăm noi pe Bycock. M-am repetat de 5 ori, hai să o facem. Dar pentru că am aflat și o chestie asta, că totuși avem o chestie din Tinkers, mai exact Bungie Sticks, să fac cu 5 sugarcane, sunt niște spike-uri, să le spunem așa, nu neapărat spike-uri, dar blocuri care dau damage la mob dacă stau pe ele, inclusiv mie, evident. Și o să vreau să mă folosesc de ele, fiindcă să-i dau așa un pic de cheese, cum s-ar spune. Să nu stau să mă chinui așa de mult eu cu el. Singura problemă acum e că, având în vedere cât de mult știu că am stat la restul de ritualuri, mi-e frică cât de mult pot să stau la ritualul pentru a spawna pe Bycock. Pe Bycock, yeah. Să sper eu că nu s-a modificat ceva și tot o să se spawneze în interiorul gropii astea, unde să pice și să pot să mă duc să-l atrag înspre respectiva zonă. Acum vedem dacă o să-mi și iasă. Bun, pune tu fusta.
pentru a-l spawna pe Bycock, Windchine-urile cu Eagle's Bone-ul. Ok, chiar s-a spawnat? Nu. What? Unde e? Că în groapă clar nu e. Spawna pe pom? Unde tu mi-ar trebui să spawnăm? E în pom, mă, animalul. Cum fac eu să-l scot în pom? E întrebarea mea. Dar cum s-a găsit el să spawne fix în pom? Și chestia e că nici nu se dă jos din pom, că ar putea. Mai mult sau mai puțin. Mișcă, bă! De ce nu poți da un el? Vino, mă, un com, mamă. O să pice fix pe gard. M-au șcut, uite și cum trage animalul.